Conferințele Muzeului Bucovinei au continuat cu reputatul arheolog Adrian Bătrâna. Manifestările sunt susținute lunar de personalități culturale la Muzeul de Istorie din municipiul Suceava. Conferința cu tema Genealogia domnitorilor Moldovei din secolul al XIV-lea, care a avut parte de un auditoriu alcătuit cu precădere din arheologi și istorici medieviști, a vizat rezultatele cercetărilor arheologice, antropologice și paleogenetice efectuate asupra osemintelor din mormintele aflate în Biserica Sfântul Nicolae din Rădăuți, cercetări ale căror concluzii schimbă o serie de date acceptate până acum. Arheologul Adrian Bătrâna, care și-a început prelegerea mulțumind conducerii Muzeului Bucovinei pentru amabilitatea de a-l fi invitat la Suceava, mulțumiri adresate deopotrivă înalt preasfințitului Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, și părintelui arhimandrit Iustin Dragomir, starețul mănăstirii Bogdana, a menționat că cercetările pe care le-a efectuat împreună cu soția sa, Lia Bătrâna, au început în anul 1974. Într-o veritabilă lecție în care și-a însoțit prelegerea cu proiecția unor imagini revelatoare, imagini care prezentau planurile suprapuse ale celor trei faze de evoluție ale monumentului de la Rădăuți, Adrian Bătrână a comentat genealogiile întocmite de istoricii Ștefan Gorovei și Constantin Rezachievici, prezentând concluziile expertizelor efectuate de antropologi și paleogeneticieni la laboratorul Universității din Hamburg. Țin să menționez dintr-un început că expertiza antropologică asupra osemintelor a fost făcută de colegul și prietenul Nicolae Mirțoiu de la Institutul de Antropologie din iar expertiza de ADN, deci de studiu de paleogenetică umană, a fost efectuată de laboratorul Universității din Hamburg, condus de către profesorul dr. Alexander Rodewald și care a lucrat în colaborare cu extrem de inimoasă colaboratoare și doctorand în perioada când a făcut studiu, astăzi doctor în științe biologice, doamna Georgeta Cartoș, cea care practic a efectuat munca de laborator sub îndrumarea, bine înțeles, a profesorului Alexander Rodewald. Profesorul Alexander Rodewald. Remarcând faptul că uneori gândirea istoricilor nu se întâlnește cu cea a arheologilor și prezentând rezultatele expertizelor, Adrian Bătrâna a identificat clar faptul că în mormântul numărul 66 se află osemintele lui Bogdan I, iar în mormântul numărul 85 este înhumat voievodul Lațcu, lucru care schimbă apartenența inelului considerat până acum ca fiind a lui Bogdan I, aflat în patrimoniul Muzeului Bucovinei. S-au expus și alte lucruri și s-au făcut clarificări vizându-i pe cei doi fii ai lui Costea. Mormântul 82, Roman I, mormântul 79 și Petru I, mormântul 81. Și așa cum a precizat cercetătorul, s-a reușit reconstituirea profilului genetic al Margaretei, fiica lui Bogdan I și sora lui Lațcu, mama lui Roman I și Petru I. O expunere care a reliefat jocul paleogeneticii și filogeneticii, o prezentare interesantă a cercetărilor efectuate de Lia și Adrian Bătrâna, cercetări pe care cei preocupați de subiect vor avea prilejul să le vadă în curând tipărite într-o carte.